Zodiile care pot câștiga sume colosale de bani începând din 25 iulie 2024. Norocul e de partea lor. Se spune că banii nu sunt cei mai importanți din viața oamenilor, dar nu putem nega faptul că avem nevoie de ei, deoarece vin cu mult confort și stabilitate. Unele zodii vor avea noroc la bani în perioada următoare, iar situația lor financiară se va schimba radical. Nativii care vor câștiga mulți bani. Berbec. Extrem de pasionați și conduși către obiectivele lor, berbecii nu se tem să-și asume riscuri pentru a construi o moștenire de succes. În loc să se obosească ore întregi, acest semn știe să lucreze inteligent și este mereu plin de idei, calitatea lor proactivă în luarea deciziilor este o altă trăsătură care îi diferențiază de restul. Acest semn nu va sacrifica nimic pentru a se bucura de plăcerile și bogățiile vieții și vă puteți aștepta ca ei să lase o mare moștenire copiilor și nepoților lor. RAC Ultimii ani te-au provocat să îmbrățișezi o pierdere a controlului și a puterii. Din fericire, viitorul îți oferă șansa de a te reconstrui, începând cu finanțele tale. Ar trebui să te concentrezi pe carieră, iar oportunitățile nu vor înceta să apară. Odată cu acestea vor veni și banii, mai mulți decât îți poți închipui. Situația ta financiară se va schimba radical în scurt timp. Gemeni Acești nativi își trag norocul din planeta lor dominantă Venus, asociată cu prosperitatea materială. Dorința lor de a se bucura de un stil de viață luxos și de a admira frumusețea și estetica îi determină să muncească din greu. Fie că și au vacanțe proaspete, Investesc în imobiliare sau cumpără mașini admirabile, semnul sigur știe să șetaleze averea. Continuă să rămână prudent și vigilent în chestiunile financiare, iar bogățiile nu-i orbesc. Ei știu cum și unde să investească și să profite de pe urma investițiilor lor. Fecioară. Un semn care nu se mulțumește cu mediocritatea fecioarele se nasc perfecționiste care vor schimba și îmbunătăți fiecare aspect care le împiedică drumul către succes. Sunt cinstiți și corecți în relațiile lor financiare și nu și-ar câștiga niciodată existența prin mijloace dubioase. În ciuda faptului că au atins culmea succesului, fecioarele vor avea în continuare o abordare reală a vieții.